Consiliul Județean Timiș a realizat încă un pas important pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere din județul Timiș, prin actualizarea devizului estimativ pentru proiectul Modernizare a drumului județean 593 C. Șag, Sân Mihaiu Român, drum județean 591 A, având în vedere tronsonul de 6,53 km dintre cele două localități. Deși acest tronson avea un deviz aprobat anterior, a fost necesară actualizarea pentru a-l include în finanțarea Programului Național de Investiții Angel Salini. Traseul actual, care leagă localitatea Șac de Sân Mihaiu Român, nu dispune de o structură rutieră adecvată și nici de un sistem eficient de colectare a apelor pluviale. În condiții meteorologice nefavorabile, cu precipitații abundente, drumul poate deveni impracticabil. Modernizarea acestui segment de drum are ca scop principal îmbunătățirea condițiilor de trafic și reducerea duratei de deplasare între Șag și Sân Mihaiu Român. Cu o investiție totală estimată la aproximativ 22 de milioane de lei, suma aprobată de Consiliul Județean Timiș reprezintă o contribuție de aproximativ 374.000 de, de euro din bugetul local. Este demn de menționat că proiectul a fost inclus în lista Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației încă din septembrie 2022, având astfel asigurată finanțarea necesară realizării lui.